O poveste vreau să vă spun despre biblioteca mea de peste drum. E micuță, dar drăguță, cu decor și grădinuță. Dar când intri... ce minune! Chiar acum le spun pe nume. Cărți cât hăul și pârăul, internet în orice colț și un motan frumos, nițos. Dar copii sunt o mulțime și cu toții o duc bine. Unul e un mic actor, altul e la calculator. Doi dansează, trei pictează, patru aplicații explorează, cinci de mână cu creativitate s-au luat și cele mai originale lucrări au realizat. Cu psihologul bibliotecii s-au împrietenit și toate secretele le-au destănuit. Acum, liniște vă rog, să reauzi povestea, e în top. Dar eu, ca un cititor fidel, nu mă las de bibliotecă niciun fel. Cu Vasile Romanciuc m-am întâlnit. Întâmplările prefăcute în cuvinte le-am descoperit. Cărțile din bătălie m-au întărit și sunt un cititor călit și auzit. Călit pentru că sunt citit și pe biblioteca Nicolae Titulescu o am ca ghid. Auzit pentru că povestea bibliotecii mele v-am povestit.